După dezvăluirile despre colectarea de metadate telefonice, mesaje scurte de tip text pe telefon sau despre supravegherea unor platforme de jocuri online, noi documente furnizate de către fostul consultant Edward Snowden dezvăluie alte ținte ale activităților de supraveghere operată de NSA. Un raport citat de Cotidian notează că orice actualizare a sistemului Android trimite în rețea 500 de rânduri de date despre istoricul telefonului și utilizarea acestuia, date culese de agențiile de informații. Agenția nu întocmește profilul americanilor obișnuiți, noi colectăm doar comunicații care sunt autorizate prin lege, în vederea supravegherii și contra spionajului vizând ținte străine, indiferent care sunt mijloacele tehnice utilizate de ținte. Această supraveghere a aplicațiilor pentru smartphone este prezentată drept o adevărată mină de aur într-un document NSA care datează din 2010. Agenția americană a alocat 767 de milioane de dolari acestui program numai în 2007, o sumă de patru ori mai mare decât în anul precedent, potrivit altui document citat de New York Times. În contextul scandalului cu privire la amploarea supravegherii operate de NSA, președintele Barack Obama a anunțat o încadrare mai strictă a activităților agenției în privința colectării de metadate telefonice, însă el nu a spus nimic în legătură cu supravegherea programelor informatice susceptibile să ofere acces la date personale.